Meniul vegetarian este unul foarte gustos și are pe deasupra și o grămadă de beneficii, calorii mai puține, ceea ce înseamnă o siluetă de invidiat chiar și când vorbim de festinul de Paște. Este o alternativă. Cu cât studiezi mai mult, cu atât vezi beneficiile și ești convins de ce vegetarian. Care ar fi beneficiile? În primul rând, sănătatea. În al doilea rând, modul în care tu te comporți, schimbă pur și simplu viziunea asupra anumitor lucruri, nu mai avem colesterolul așa de mare, nu mai ești așa de agitat. E o îmbunătățire pe ansamblu. Dacă nu v-ați convins încă, imaginile vorbesc de la sine. Drop vegetarian, sărmăluțe cu ciuperci, vinete umplute cu legume și tofu și alte bunătăți abia așteaptă să fie degustate. Avem aici un platou aperitiv care este compus din drobul din legume cu tofu. Aici avem falafele, chifteluțele din năut. Avem la fel chifteluțe cu linte, cu tofu și legume. Avem corăbioarele din castravete cu pateu de năut. Avem coșulețele din roșii umplute cu icre de mei, avem rulourile din vinete umplute cu toful. Mai mult decât atât, pentru cei care nu doresc să își pierdă timpul cu gătitul, există și posibilitatea de a comanda de acasă masa pentru Paște. Dacă, de exemplu, nu puteți să veniți la noi, noi putem veni la dumneavoastră și avem delivery. Ați avut comenzi până acum pentru perioada? Da. Clienții sunt așa puțin împărțiți, sunt vegetarieni, dar sunt și ortodoxi care țin post. Și atunci, în perioada aceasta, numărul de clienți este mai mare. Prețurile produselor vegetariene sunt mai mari decât al celor tradiționale, însă nutriționiștii spun că și beneficiile pentru sănătate trebuie luate în seamă atunci când, în loc de friptură de miel, drob sau ciorbă, puneți pe masă preparate vegetariene.